Învățământul reprezintă o verigă importantă în educația copiilor, iar primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, știe acest lucru. De aceea, în proiectul de buget local, învățământul se bucură de o atenție deosebită. Tot ceea ce înseamnă investiții la nivel de învățământ ocupă o parte importantă din bugetul municipiului Fălticeni. Dar cred că la sfârșitul anului 2013 toate unitățile de învățământ vor avea cu totul alte condiții pentru a primi copii, indiferent de vârstă, și pentru cadrele didactice, colegii mei care vor putea desfășura activitatea în condiții normale, în condiții potrivite pentru tot ceea ce înseamnă rigorile meseriei de dascăl. Toate cele trei colegii naționale din Fălticeni vor beneficia de sprijin financiar din partea primăriei. Colegiul Național Nicu Gane, acolo avem mari probleme referitoare la centrale, o să fie înlocuite, o să fie schimbat în totalitate rețeaua de canale care asigură agentul termic. Corpul C pentru fălticineni, pentru cei care știu, corpul C al Colegiului Național Nicu Gane va fi reabilitat, schimbată tâmplăria, ușile interioare, pentru că într-adevăr acolo sunt mari probleme. Apoi, mutându-ne la Colegiul Agricol, unul dintre cele mai mari licee din țară, Colegiul Vasile Lovinescu, ne propunem împreună cu conducerea școlii și mă bucur și felicit pentru că am găsit acolo o conducere plină de idei și de inițiative lăudabile. Dorim să repunem pe picioare și să repunem în funcțiune atelierele școlare și sera, pentru că este un liceu tehnologic. Apoi, trecând la Colegiul Mihai Băcescu, acolo sunt prevăzute lucrări pentru tot ceea ce înseamnă schimbarea instalației electrice în corpul principal de clădire, modernizarea grupurilor sanitare din fostul internat, acum corp în care sunt săli de clasă. Și școlile generale sunt în atenția primarului Cătălin Coman. Școala generală numărul 1 Ioan Cuza, corpul vechi, școala veche, aici fiind clădire de patrimoniu, procedura este mai îndelungată, pentru că trebuie să cerem un aviz de la culte, de la Direcția de Cultură. Școala generală numărul 2, la fel, încercăm să terminăm, să finalizăm un șantier început în 2008. Școala generală numărul 3, vom schimba acoperișul, instalația electrică la fel, pentru că produce mari probleme și există și riscul unor incendii, ceea ce nu este deloc de neglijat. Școala generală numărul 6, la fel, amenajări interioare. Nici grădinițele nu vor fi uitate. Sala de mese, parcare, extindere, amenajări interioare, toate pentru prichindei. Extinderea și grădiniței de pe strada Filaturii, grădinița Filaturii, vom face practic încă un corp de clădire lipit de corpul de clădire existent. În plus de asta, pentru fiecare grădiniță avem prevăzute lucrări de modernizare. La grădinița de pe Oncreangă, recent finalizată, o parcare și un loc de joacă.